Bună ziua, dragi păfticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi gătim la natură două rețete pentru picnic. Prima rețetă este sandwich și a doua este salată cu bulgur. Începem cu sandwich-ul. Pentru acesta vom avea nevoie de ciabata sau puteți folosi baghetă și de asemenea am aici jambon fiert, carne zvântată. Ce mai avem nevoie? Rucola și spanac. De asemenea puteți folosi orice tip de verdeață doriți. Am aici ardei copt și mozzarella. De asemenea, vom avea nevoie de pesto sau puteți folosi agiuca sau orice tip de sos doriți. Mai întâi de toate, o să tai ciabata în două. Ung ciabata cu pesto pe ambele părți. Și acum încep să o umplu. Mai întâi de toate, pun ardeiul copt. Mai departe, pun mozzarella. De asemenea, puteți folosi orice tip de cașcaval doriți sau puteți pune chiar brânză de vaci. Pun jambonul. Așa, îl aranjez frumos și de asemenea puteți folosi orice tip de salam doriți sau puteți folosi chiar carne cum ar fi piept de pui sau de porc. Pun carnea zvântată. Iar la sfârșit adaug spanacul și rucola. Acopăr cu cealaltă bucată de ciabata și uitați-vă ce sandwich ne-a ieșit. Este un mega sandwich, dar foarte bun pentru picnic. Cred că o să ajungă la 4-5 persoane și vă asigur că este foarte delicios. Acum trecem la următoarea rețetă, care este salata din bulgur. Pentru ea vom avea nevoie de bulgur, care este deja gata gătit, brânză bulgărească, puteți folosi telemea sau brânză de vaci, ceapă roșie, oregano, roșii, măsline, oțet balsamic, ulei de măsline, suc de lămâie, sare și piper negru. Și acum, hai să trecem la treabă! Pun bulgurul într-un bol încăpător. Deasupra adaug roșiile tăiate cu bulețe, la fel ceapa roșie, brânza bulgărească, măslinele, la fel tăiate mărunt, oregano uscat, sau puteți folosi de asemenea busuioc uscat, suc de lămâie, condimentez cu sare, piper negru, adaug oțet balsamic, ulei de măsline și amestec totul împreună. Această salată din bulgur este într-un stil grecesc și vă asigur că este foarte delicioasă. Ați văzut cât de rapid și ușor am pregătit aceste rețete. Sandwich-ul arată extraordinar, salata la fel. Sper să vă placă aceste rețete. La desert vă îndemn să vă înfruptați cu fructele de sezon și de asemenea apa o faceți mai interesantă cu câteva fructe puse în ea. Sper că v-a plăcut rețetele de astăzi și le puteți găsi pe site-ul nostru oficial valeriesfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!